Salutare și bine v-am regăsit la partea a doua, sau cum să vă spun, au fost prezentate piesele. Asta e partea întâi a drujbei chinezești cu piese japoneze, în general cu piese de calitate, cum se spune. O să vă prezint tot cu poze, pentru că așa cum v-am spus, este o colaborare și nu eu am asamblat, nu eu am meșterit, dar mai există oameni care se pricep. Așa că, dar bineînțeles, nu vor a rămâne neprobată și nearătat modul ei de funcționare, adică cum merge. Deci, va urma. Bun, avem aici, așa cum vedeți, componente. Aveți și voi ocazia să vedeți. Drujba este făcută, că am uitat să vă spun, e făcută pe un ambielaj original de Zenoa, care a fost cumpărat din Japonia. Ambielaj de 45. Aici avem pistonul de la Setu Hiwei, teflonat. Asta aici, cilindru. Dăm mai departe. Încă o poză. Simeringurile. Unul de fapt. Unul dintre cele, simeringul de la volantă. E simering de 5 mm lățime. E mai lat un pic, dar încape perfect. Sunt mai bune astea. Aici avem, cam v-am vorbit în alt clip și despre ștuțul de impuls. V-am dat și link-uri la care ați cerut și o să vă dau dacă aveți nevoie. Ia uitați, aici ambielajul are două degajări de ungere aici. Un aici și un aici, diferit față de ce știu eu. Încă o vedere cu el. Aici avem rulmentul de la piston și segmenții de la caber. Cine a făcut drujba a hotărât să-i pună de la caber și să nu-i pună pe ea de la Setu Hiwei. Să știți că caberul face treabă ca lumea. Încă o dată poză cu segmenții și rulmentul de la piston. Aici avem rulmenții de la ambielaj. SKF 6202C3 ar fi indicat să găsiți din aceia care nu sunt exact ca ăsta. Nu sunt deja cu protecții pe ei. Eu n-am mai găsit pentru proiectul meu, dar el a găsit. Sunt rulmenți foarte buni. Aici avem cilindrul deja pus pe carter. Pastă blocantă. Vedere de sus. Evacuarea la cilindru Hiwei. Eu l-aș fi portat cilindru. Vedere dinspre simeringul de la din partea cu ambreiajul. Sigilarea, aici am avut amândoi o dilemă, că inițial a folosit doar mastic de la Saratoga, dar squish-ul a devenit prea mic și a renunțat la masticul de la Saratoga și a pus o garnitură de 0,5 și s-a ajuns la un squish de vreo 0,6, cam așa ceva, destul de bun, nici riscant. Văd că i-a pus aici, i-a pus o clemă de siguranță la furtunul de impuls, fain. Epoxipol aici, e blocat ștuțul, e suficient, nu se va întâmpla nimic. Bujie Champion, ăsta
NGK, că astea sunt Japan, BPM, Simeringul, supapa de la rezervorul de ulei acolo. Da, supapa de la rezervorul de ulei, acolo e locul ei. Evacuarea. Mergea de bavura pe aici un pic. A, e executat Binișor Highway-ul. Toba cu trei ieșiri. Gâtul de admisie, care e tot luat din Japonia, eu știți că l-am adaptat de la stil. Până la ora actuală merge și adaptarea. Pentru că păstrez legătura cu omul care i-am dat-o. Gâtul de admisie și arcul care îl sigilează pe cilindru, da, exact așa. Tăblița de la protecția Simeringului, gâtul de admisie, iarăși. Aici e ca și un tutorial de montare, că să știți că nu toată lumea se pricepe. Aici avem un varniș pe furtunul de impuls, susținerea la gâtul de admisie, la galeria de admisie. Vedeți, se potrivește fix, 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 fix. Și perfect. Volanta pusă, volanta cu clicheți metalici. Și imediat să trecem la folderul numărul 2. Că mai avem poze. Pompa de ulei Zenoah, făcută de către Valbro, așa cum v-am arătat în clipul anterior pe tema asta. Ce fain vine. De aici avem de învățat niște chestii la montare și rulmentul cu ace. Melcul, vedeți și voi, cu bucșe de bronz, de cupru. Bronz, parcă e, nu văd bine. Dar uitați și voi că e foarte diferită pompa. Văd că a sigilat-o aici. I-a pus un inel plus niște mastic ceva. Ambreiajul pus cu placa, foarte frumos lucrat. Aici la fel a sigilat frumos. Aprinderea cu volanta. Farmacie. Aici a pus izolare ca să nu intre mizerie în cilindru. Gâtul de admisie pe care îl știți. Guma aia prin care iese furtunul de la rezervor, cum vine în partea din spate. Furtunul de impuls, reglajele, vedere de sus, carburatorul. Marcajul de pe carburator. Și aici, da, e montată pe niște plastice de la o drujbă voinic, ca să știți. Și amortizoare din acelea calitatea întâi, de la Rocco. Aici mai avem câteva pozici. Îmi place că a folosit. Da, inel din acelea, dar nu era necesar neapărat meștere. Merge și fără. Dar, da, de ce nu? Ia să-l vedem inelașul. Da, asta e siguranța de la furtun. Reglajele. Și uitați-o pe carterul de voinic, pe carter, pe
carcasele de la voinic. Și imediat vă arăt și într-o filmărică. Așa că voi reveni și cu un clip cu ea în funcționare, bineînțeles, nu să rămână treburile chiar așa, funcționare, testare și alte chestii. Așa că rămâneți pe recepție pentru a vedea cum decurge proiectul drujbă chinezească cu piese japoneze. V-am salutat! Pa, pa!